Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, bună seara, dragi prieteni. Vă spun bine ați revenit la o nouă ediție Piața Victoriei. Dacă e marți, vorbim, așa cum v-am obișnuit, despre școală. Ei bine, zilele trecute în Camera Deputaților a fost adoptat un proiect de lege care prevede introducerea istoriei evreilor și Holocaustului în tot învățământul liceal și profesional din România. Nu știu dacă ați fost foarte atenți la această noutate legislativă, dar e una cu o semnificație deosebită în această perioadă. E important de amintit aici că această intervenție legislativă vizează introducerea acestei discipline școlare în planurile cadru. Cu alte cuvinte, va fi o materie obligatorie pe care o vor studia toți elevii din liceele din România. Ce s-a făcut până acum a fost doar un opțional care era cumva valabil mai degrabă pentru elevii de la profilul uman pentru clasa 11-a, dar în rest se vorbește destul de puțin. Mai apare ceva despre Holocaust în materia de clasa 7-a, un pic la clasa 8-a, dar cam atât. E important să discutăm acum despre asta pentru că, iată, suntem într-o perioadă în care sunt foarte multe voci în spațiu public care afirmă că măsurile sanitare luate în ultima perioadă sunt expresia unei dictaturi de inspirație nazistă. Este aproape șocant că suntem astăzi, în 2021, și atât de mulți concetățeni de-ai noștri fie nu cunosc lucruri elementare despre ceea ce a însemnat Holocaustul și, în mod special, Holocaustul în România, și ce anume îi pune în situația de a face comparații atât de nepotrivite. Discutăm despre toate aceste lucruri cu Roxana Rusin. Îi spun bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună seara, mersi și eu de invitație. Și vom încerca să răspundem la aceste întrebări. Așa cum v-am obișnuit, vă așteptăm alături de noi la numărul de telefon 0372069599. Și să știți că avem și o întrebare pentru dumneavoastră. De ce a fost nevoie de o lege pentru ca Holocaustul și, în mod special, Holocaustul în România să ajungă la toți elevii de liceu? Roxana, uite, aș vrea să începem discuția din seara asta. Sunt curios să știu de ce atât de târziu? De ce a fost nevoie de o lege și, iată, adoptată atât de târziu, pentru ca elevii de liceu să poată afla mai multe despre Holocaust? Păi eu cred că principala cauză, sau mă rog, principalul motiv e că am rămas profund negaționiști. În continuare, negăm Holocaust în România. Sau, cel puțin, ne ferim de subiect. În școală, după cum știi și tu, despre Holocaust vorbești în trecere, din păcate, prin clasa a 10-a, a 11-a. Într-a 12-a nu e materie de bac, deci nu te atingi nici de subiect. În gimnaziu mai vorbești puțin prin clasa a 7-a. Și, în rest, din păcate, rămâne o temă expediată foarte rapid. Până la urmă, e parte din identitatea noastră națională, din identitatea noastră istorică a secolului 20. Și de ce e atât de greu să acceptăm această secvență a istoriei noastre? Care crezi că sunt factorii care au încetinit asumarea acestei părți din istoria noastră recentă? Pentru că încă facem icoane și eroi din figuri precum Antonescu și, până la urmă, nu recunoaștem un trecut istoric, pur și simplu. Da. Uite, eu eram foarte curios aici să te întreb. Cumva cineva poartă responsabilitatea pentru dificultățile cu care a fost implementat studiul Holocaustului în școală. Crezi că ține de factorul politic? Crezi că ține de noi, de profesorii de istorie? Că suntem amândoi de istorie. Da, eu o să povestesc cu un lucru care m-a marcat și o să-l povestesc întotdeauna de acum încolo. Acum câțiva ani aveam un elev la clasa 11-a, în nicio lucrare nu scria evrei, scria numai jidani. Și mi s-a părut incredibil cum ai ajuns până la 17-18 ani aproape, scriind jidani, nu mai zic acum cum era abordarea lui, înseamnă că nimeni nu te-a corectat până acum, sau nimănui nu i s-a părut important să te corecteze până acum. Elefantul e încă în școli. Și profesorii se feresc să discute.
Păi... Eu mai bag uneori așa bățul prin gard și mă trezesc cu replici din partea profesorilor de religie. E, le dai bibliografie de la Institutul Wiesel, păi ai scrisă de evrei. Păi încerc să-mi dau seama că asta ține cumva de o anumită atitudine din partea unor profesori de istorie. Am certitudinea, sunt sigur că nu sunt toți și nu au toți aceeași perspectiva asta asupra problematicii Holocaustului. Dar încerc să-mi dau seama dacă profesorii au și au înțeles că această temă ține și de cultivarea gândirii critice până la urmă. Trebuie să-i înveți pe copiii ăștia cum să aleagă informația, cum să își dezvolte discernământul și maniera în care citesc anumite informații, pentru că, uite, de pildă, presupunând că sunt, nu știu, sunt o serie de profesori de istorie care își fac onest treaba în sala de clasă, cei mai mulți dintre ei se opresc acolo. S-a terminat lecția, s-a terminat orice discuție pe subiectul ăsta. Și uităm că elevii sunt expuși pe rețelele sociale la tot felul de teorii ale conspirației, la tot felul de site-uri cu încărcătură antisemită. Și atunci, poate că mă gândeam la un moment dat, poate ar fi cazul să luăm mai în serios și să vedem cum putem acoperi și această zonă de educație, pentru că tot de educație ține până la urmă. Uite, dăm voie să citez, mă uitam zilele trecute pe un studiu făcut de cercetătorii de la Elie Wiesel și concluziile referitoare la maniera în care a fost predat Holocaustul în ultimii 10-15 ani, este unul, citez, dezamăgitor. Să vă dau câteva cifre. Dintre cei care au răspuns la chestionarul, la sondajul respectiv, cei mai mulți dintre ei au spus că 26% afirmă că Holocaustul în România a însemnat deportarea evreilor în lagările controlate de Germania nazistă. În mod evident, asta este o indicare complet eronată, pentru că este valabilă mai degrabă pentru Transilvania de Nord, dar acolo știm că responsabilitatea a fost a Germaniei naziste în colaborare cu regimul Hortist. Nimic despre ce s-a întâmplat în România și care este responsabilitatea statului român. Iată, alți 35% dintre cei care au răspuns au ales să spună că nu cunosc nimic despre ce s-a întâmplat în România în perioada 1939-1944. Nu cunosc nimic, 35% mi se pare uriaș. Este incredibil că sunt atât de mulți concetățeni ai noștri care nu știu ce s-a întâmplat. Adică e o secvență întreagă de vreo 5 ani care nu știu ce s-a întâmplat absolut nimic absolut în România? Absolut nimic, absolut nimic. Nici măcar din auzite de nici măcar. Carol al doilea, de Antonescu, nici măcar, nimic? Nici măcar. Interesul față de istorie în general și istoria Holocaustului în România este, se pare, pentru cei 35%, un subiect care nu-i privește, nu-i interesează. Da. Da. Interesant. Să nu uit, aș vrea să le adresez și ascultătorilor noștri, să le reamintesc că ne putem auzi la numărul de telefon 0372069599 și i-aș invita să ne răspundă la întrebarea de ce a fost nevoie de o lege pentru ca elevii noștri să poată studia Holocaustul. Uite, e interesant de văzut aici maniera în care s-a predat totuși Holocaustul în școlile din România. Acolo unde s-a predat, pentru că nu avem, cum spuneam la începutul discuției noastre, nu avem decât așa o secvență foarte restrânsă a claselor care au beneficiat de această materie. E vorba de cei de clasa 11 de la UMAN și acolo statutul acestei materii a fost până mai zilele trecute unul de opțional. Mai degrabă studiu de caz, ceea ce e puțin. Cei de la matematică, informatică, nu își prea permit prin natura programe. La o oră pe săptămână să mai faci și studii de caz. Cei de la UMAN, eventual. Dar să știi că m-am confruntat cu realitatea asta, să întreb ce înseamnă Holocaust și nimeni să... Adică toată lumea rămâne inertă. Sau mare parte din elevi. Asta e înfricoșător. Dar care crezi că ar fi punctele sensibile în ceea ce privește, uite, hai să delimităm puțin tematica discuției noastre, în ceea ce privește Holocaustul din România? Ce anume deranjează atât de tare? Care este, unde crezi tu că este problema pentru care cei mai mulți dintre concetățenii noștri refuză să accepte sau chiar neagă atrocitățile sau legile antisemite, lucrurile care s-au întâmplat în România între 1939-1944? Păi asta cred că ne afectează puțin și din imaginea prea bună pe care o avem noi despre sine, ca popor. Adică cu românii să fiu cu rău cumva vreodată cuiva. Nu. Da. E și sentimentul de cetate asediată în continuare.
Da, sau dacă am făcut ceva, sigur au făcut evreii ceva. Dar de ce lucrurile astea, uite, în alte țări, de pildă, lucrurile astea cumva au fost asumate cu mai multă responsabilitate? Noi de ce nu suntem în stare să facem lucrul ăsta? Să ne asumăm faptul că regimul Antonescu, între 1940-1944, a fost o dictatură criminală care poartă responsabilitatea și vinovăția pentru moartea 300 și ceva de mii de evrei, 25.000 de romi. De ce este atât de greu să ne asumăm și să ne împăcăm cu partea asta noastră de istorie? Da, în momentul în care ai recunoaște atrocitățile comise în timpul regimului Antonescu și în timpul dictaturii regale, că și acolo e o problemă absolut, primele legi, evrei, sigur, da? Legi antisemite sunt de la guvernul Goga Cuza încoace, exact. Din 1938. În momentul în care ne recunoaștem partea asta de istorie, intrăm și în perioada aia de interbelic, pe care încă o iubim foarte mult, pentru foarte mulți români, perioada interbelicului, rămâne talonul politicii, societății, culturii. Uităm că aveam pe scena politică legionari, uităm că împușcam lideri politici peste tot. Demontez un mit până la urmă. Păi, poate că e nevoie să demontăm un mit până la urmă. Evident că e nevoie să demontăm un mit. Pentru că istoria trebuie predată, trebuie adusă în mintea și în sufletul elevilor, raportată strict la sursele istorice așa cum sunt ele. Nu trebuie nici să le înflorim, nu trebuie să fie un lucru pe care va trebui cumva sau ar trebui să-l acceptăm cu toții. Iată de ce cumva consider că măsura adoptată zilele trecute ar trebui să-i ajute, măcar pe elevii noștri, dacă generația noastră sau generația părinților, bunicilor noștri nu au avut șansa asta de a se raporta într-o manieră corectă cu privire la această parte a istoriei noastre. Măcar elevii noștri să aibă posibilitatea asta. E adevărat, sigur, stăteam și mă gândeam și fără să vreau, am făcut legătura între măsura adoptată în Camera Deputaților și foarte multe voci care în zilele astea reclamă existența unei dictaturi sanitare de inspirație nazistă. Și este incredibil că unii oameni fac comparații de acest fel asta e nelămurirea mea. Fie nu cunosc perioada respectivă, fie o cunosc și o fac cu reavoință. Atât de mulți, este surprinzător că sunt atât de mulți. Da, păi în momentul în care afirm că să porți mască, să păstrezi distanța fizică doar pentru a ne proteja, seamănă la lagăr de exterminare, înseamnă că ai, într-o variantă optimistă, ai chiulit foarte mult de la școală. Sau nu ți-a povestit nimeni ce înseamnă un lagăr de exterminare. Nu crezi că asta spune ceva și despre maniera în care se predă istoria în general în școlile noastre? Nu doar istoria Holocaustului. Ba da, spune multe. Care crezi că ar fi două dintre cele mai importante probleme legate de maniera în care elevii înțeleg sau li se explică istoria în clasă? Te referi strict la istoria Holocaustului sau în general? În general, pentru că sunt, până la urmă, au legătură una cu alta. Eu am observat că ei se simt atrași în momentul în care aduci subiectul, oricât ar fi el dintr-o perioadă destul de îndepărtată, îl aduci în actualitate într-o formă sau alta. În momentul în care încerci să contextualizezi cu ei. De exemplu, uite, la cei mici, că știi și tu, marile descoperiri geografice, și vorbeam de fapt despre misiunea asta civilizatoare a omului alb, dar să vedem și care au fost petele negre. Ei, și am ajuns cu niște copii de clasa 6 din nou la celebrul exemplu al arbitrului Hațegan și așa mai departe. În momentul în care copiilor le explici cu o realitate istorică și o memorie culturală doare pentru anumite persoane, sunt receptivi. În momentul în care o predai pur și simplu și atât, pentru că ei se regăsesc oricât ar fi, mai ales că e o generație destul de fragilă. Destul de interiorizat, oricât am vrea noi să vedem că sunt că își exhibă personalitatea pe TikTok, pe Instagram și așa, nu, sunt destul de fragili. Și ei se regăsesc într-un fel sau altul, că discriminarea e mare în școlile din România.
Da. În regulă. Bine, acum o să revenim puțin la discuția asta, pentru că mă gândeam că ține mai degrabă și de maniera în care noi realizăm actul de predare în sine, pentru că am senzația că încă am rămas prizonieri acelei metode prin care, practic, dictarea și memorizarea reprezintă principalele metode prin care le predăm istoria copiilor, când, de fapt, ar trebui să diversificăm acest lucru și să apelăm la cât mai multe instrumente didactice. Da. E în regulă. Reamintesc ascultătorilor noștri că îi așteptăm la numărul de telefon 0372069599 la întrebarea de ce a fost nevoie de o lege pentru introducerea Holocaustului. Aș vrea să intrăm în direct cu Vali, dacă ne aude. Bună seara, Vali. Ești în direct la Europa FM. Bună seara. La această întrebare, ce să răspund? Din punctul meu de vedere, nu cred că ar fi trebuit neapărat o lege. De ce? Asta cine vrea să documenteze, poate să documenteze mai ales... Păi și de ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta până acum? De ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta până acum? În școli, de pildă? Pentru că nu s-a întâmplat, de exemplu, în școli să se predea istoria comunistă, sau, mă rog, crimele comunismului și înainte de război și după război. Da? Ce, eu cred că sunt mai multe victime ale comunismului decât cele ale hitlerismului. Da, pe de altă parte, faptul că nu s-a vorbit și există, trebuie să recunoaștem, există un curent naționalist cu accente antisemite, totuși, e un lucru care trebuie combătut și nu putem să facem lucrul ăsta decât prin educație, decât vorbind cu elevii. Acum, mă gândesc acum că în ceea ce privește crimele comunismului, este o temă care este prezentată destul de generos în manuale, adică chiar nu ne împiedică nimeni să vorbim despre asta. Mă întreb de ce a fost nevoie de o lege pentru a discuta cu elevii despre Holocaust. Manuale, cum precizați, de exemplu, genocidul sovietic asupra ucrainienilor, peste 10 milioane de oameni morți prin înfometare, armenilor, armenii exterminați față de poporul turc. Absolut, sigur că da, sunt de acord cu exemplele date. Dar aceste popoare nu prea injectează bani în istoria lor, sau, mă rog, ar trebui... Da, mulțumesc mult. Să fie un echilibru. E în regulă, mulțumesc mult, Vali. Numai că, din punctul meu de vedere, și aici sunt cumva în dezacord cu tine, vorbim despre o tragedie unică în istorie, pentru că e vorba despre măsuri luate de stat. Practic, statul este cel care transformă o categorie întreagă de cetățeni, îi scoate din zona a ceea ce înseamnă drepturi, exact, din zona umană, din zona cetățenească, efectiv, și exclude cu totul. Ori asta nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie. În regulă, aș vrea să mai preluăm un ascultător. Bună seara, Victor, ești în direct cu noi la Europa FM. Te ascultăm. Bună seara, mulțumesc de invitație. O considerație foarte scurtă înainte de a intra în subiect. Deseori am intenția și în sfârșit uneori și reușesc să intru la Piața Victoriei, dar de fiecare dată sun de multe ori, sună, nu răspunde. Acum am sunat și a răspuns destul de repede. Și eu cred că publicul Europa FM e mare tot timpul. Probabil că subiectul în sine răspunde exact la ceea ce spuneați mai devreme. Dezinteresul general al populației privitor la acest subiect. Ca să intru în subiectul pe care l-ați spus și să răspund direct la întrebare, eu cred că emiterea unei legi nu arată altceva decât neputința noastră. Pentru că dacă ar fi să legiferăm pentru orice fel de element cultural, orice fel de lucru pe care ar trebui din punct de vedere etic sau moral să-l facem, am avea legi, nu știu, milioane. Eu cred că dincolo, probabil că legea ajută la, nu știu, posibilitatea tipăririi anumitor documente în manuale, lucruri de genul acesta, dar manualul în sine nu răspunde absolut deloc la necesitatea cunoașterii asupra acestui subiect. Dar să știți că nu este generalizat. Am un băiat de 16-17 ani acum în curând care participă la diverse sesiuni de debate, de aceste dezbateri.
Și unele dintre dezbateri se referă exact la tema discriminării. Referindu-mă la ceea ce a spus invitatea dumneavoastră mai devreme, și anume actualizarea subiectelor istorice pentru a fi mai ușor înțelese prin comparație, prin similitudine, se pot face lucrurile acestea. Dar e important să existe o dezbatere largă, o dezbatere care să înceapă de la educarea în sânul familiei, discuțiile pe care le ai cu prietenii și, până la urmă, acceptarea unui adevăr istoric. Absolut. Ceea ce a spus domnul de mai devreme, cu părere de rău, e cu atât mai întristător, pentru că este evident că dumnealui știe niște lucruri, a citit niște lucruri. Numai că această comparație, crima aceea e mai mică, crima aceasta e mai mare sau invers, este eronată. Exact. Ce înseamnă un criminal în serie? De la câți oameni se numește criminal în serie? La fel și aici. Fiecare dintre aceste subiecte trebuie tratat distinct în contextul respectiv istoric și iată că, din păcate, noi nu reușim să acceptăm niște lucruri care s-au întâmplat, fie din rușine, pentru că, în esență, omul simplu, omul obișnuit, nu ar fi făcut așa ceva, nu ar fi îndemnat la asemenea acte. Omul obișnuit, omul de pe stradă, țăranul, nu știu, românul oarecare. Numai că toate aceste lucruri s-au întâmplat, iar noi refuzăm să credem că există pentru că sunt rușinoase. Și nu, zicem, cum e posibil? Noi nu am făcut așa ceva pentru că nu e în firea noastră. Ei bine, am făcut. Am făcut și într-o scară mai mare decât am crede. E adevărat că situația istorică scoate fiara din om, așa s-a întâmplat și în Germania, așa s-a întâmplat și în alte țări și la noi, dar asta nu e o scuză. Și pentru ca să nu se mai întâmple, trebuie să știm, trebuie să învățăm și trebuie să ne rușinăm știind. Absolut, vă mulțumesc tare mult, sunt absolut de acord. Roxana, înainte de a lua următorul apel, eram curios ceea ce ne spunea Liviu mai devreme, argumentul ăsta, nevoia asta de a ști pentru a preveni excesele astea în spațiul public. Necunoașterea duce la gesturi extreme, duce la atitudini politice, duce la un segment de populație care se radicalizează. Cum crezi că putem să facem asta? Eu am rămas puțin în ideea primului ascultător. Comparăm morții, comparăm tragediile. Asta e lipsa de umanitate, în primul rând. Niciodată nu va fi suficient spațiu de dezbatere pentru Holocaust, pentru că, în primul rând, e vorba despre o tragedie fără precedent în istoria umanității și, în al doilea rând, dacă nu înțelegem pe deplin fenomenul Holocaustului, suntem expuși în permanență radicalizării și să fim extremiști într-un secol în care nici prin gând nu ne-ar mai trece să se repete ce s-a întâmplat atunci. Da, deci poate că asta este important să punctăm, că atunci când vorbim despre Holocaust, nu e ca și cum vorbim despre sumerieni sau babilonieni. Nu, e vorba despre o temă care nu este... Întotdeauna va fi de actualitate. Evident. Aș vrea să mai luăm un telefon în direct. Îl salut pe domnul Butâlcă. Bună seara, sunteți în direct cu noi la Europa FM. Sorin. Alo. Alo, vă ascultăm. Bună seara. Sunt Sorin Butâlcă, sunt membru al comunității evreiești din Reșița, sunt vicepreședintele comunității. Bună seara. Și aș fi dorit să vă spun câteva lucruri așa puțin mai relaxat, cu ghilimele de rigoare, ca să vedeți ce înseamnă viața reală. Este interesant, zic eu, să auzi din cărți despre una, despre alta, dar când trăiești pe proprie piele, când părinții, bunicii îți sunt luați de pe stradă, că doar pentru că sunt cetățeni români de etnie evrească sau romă, și sunt duși în lagăre de exterminare sau sunt împușcați, atunci se schimbă situația. Una e să vezi când se împușcă oamenii într-un film și alta este când vezi că se trage lângă tine și mor ai tăi. Ce am vrut să spun cu asta? Acum câteva zile, la Radio Reșița, a fost o emisiune în care un distins, ghilimele de rigoare,
fost profesor universitar, fost prefect pe Caraș, fost primar de Reșița, așa se intitulează dânsul pe Facebook, omagia pe domnul Antonescu, pe mareșalul Antonescu. Și nu este singurul caz. Nu este singurul caz. Eu vă spun, nu, stați puțin, că dacă vă uitați pe pagina de Facebook al acestui individ, Liviu Spătaru, o să vedeți că nu e chiar așa, pentru că are foarte mulți adepți. Unora le face chiar și Hitler, până la un punct. Bineînțeles că o doamnă, acum fac și eu așa o glumă sinistră, o doamnă nu poate fi puțin gravidă. Ori este, ori nu este. Un condamnat pentru crime de război nu poate fi un pic condamnat. Ori e, ori nu e. Sigur că lumea a fost, eu vă spun caz real, ce mi s-a întâmplat mie acum 4 zile, 3-4 zile. Lumea spune așa, Antonescu ne-a salvat pe noi ca și popor român. Păi bun, dar acolo în poporul ăsta au fost, cum s-a spus și înainte, armeni, evrei, țigani, ucrainieni și așa mai departe. Nu, domnul meu, numai pe români a salvat. Sigur că o să se deschidă un dosar penal conform legii 217, puteți să vă uitați, din 2015, în care se și definește ce înseamnă holocaust, ce înseamnă criminal de război. Sorin, dar să știi că e foarte interesant faptul că ai amintit de legea 217, pentru că eu cel puțin aș fi simțit nevoia de să o văd aplicată de mai multe ori, cel puțin în ultimele 6 luni, poate un an, au fost lucruri similare spuse de la tribuna Parlamentului. Știți foarte bine că în anii din urmă s-au făcut afirmații asemănătoare în foruri care țin de Academia Română, nu? Și atunci stau și mă gândesc că e foarte bine că ne semnalați că s-au luat măsuri în ceea ce privește, nu știu, indivizi care efectiv încalcă legea respectivă și neagă Holocaustul propriu zis. Asta, cred că sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg că există o lege care pedepsește negarea Holocaustului. Dar de ce această lege nu este aplicată corect și atunci când astfel de lucruri sunt spuse de la tribuna Parlamentului? Pentru că se spun. Se face apologia unor oameni care au susținut regimul Antonescu, care au făcut parte din structurile care au contribuit la discriminarea evreilor. Exact. Deci eu vi le spun din casă, cum s-ar spune. Pentru că la Yad Vashem, și invit pe toată lumea care poate să ajungă la Yad Vashem în Israel, atunci când fac pelerinarele creștine, să vadă ce și cum, să se ducă la Sighetul Marmației, să se ducă la Auschwitz. Și să vedem dacă mai vorbesc vreo zi, două, așa, numai dacă ești de piatră și n-ai inimă. Deci numai dacă vezi și dacă simți. Da, în regulă. Exact ca și cu... A să înțeles mesajul meu. Da, da. Deci să vedeți un dosar penal, conform acestei legi 217, și o să intre mai mult acolo, pentru că s-au făcut afirmații și s-au onorat această persoană, inclusiv Hitler. Pe pagina de Facebook acestui domn... Ceea ce este foarte grav. Iar aici, din punctul meu de vedere, autoritățile trebuie să fie cele care să intervină. Mulțumim tare mult, Sorin. Roxana, știi la ce mă gândeam ascultându-l mai devreme? Mă bucur foarte mult că ai intrat în direct. Să știi că nu trebuie să mergem până la Auschwitz ca să înțelegem mai bine ce a însemnat fenomenul Holocaustului, pentru că putem să mergem la noi aici, în București, și să ne amintim de pogromul de la București. Cei care ne ascultă din Iași pot face același lucru, cercetând sau citind mai multe despre pogromul de la Iași. Aproape că nu există, nu știu, localitate în țara asta care să nu fi cunoscut într-un fel sau altul discriminări sau violențe, agresiuni împotriva comunității evreiești. Da, este și un film recent făcut de Radu Jude în colaborare cu Adrian Cioflâncă, Ieșirea trenurilor din gară. Recomand pentru actualizarea memoriei Holocaustului în România. Da.
Într-adevăr, și revin, poate că partea asta de educație pe care noi, ca profesori de istorie, ne asumăm în sala de clasă, poate că ar trebui dusă și în spațiu public. Atât în zona mass media să se discute mai mult și mai responsabil pe zona asta. Încerc să mă gândesc acum, cum determinăm autoritățile să exprime mai multă fermitate față de derapaje de felul ăsta? Pentru că este inadmisibil să permiți oricui, oricum să vorbească, cum spunea ascultătorul nostru de mai devreme, să faci apologia lui Antonescu sau a lui Hitler și să scap nepedepsit. Este incredibil câtă vreme există o lege care pedepsește astfel de afirmații. Da, până la urmă, autoritățile sunt și cei care de la tribuna Parlamentului folosesc aceeași retorică a anilor 30. Da, uite, că veni vorba, Parlamentul ar trebui să fie cumva prima instituție care să dea un exemplu în acest sens. Și atunci când apar discursuri de felul ăsta, să găsească modalitatea prin care să le sancționeze, să le stopeze. Adică nu poți să, sub umbrela libertății de exprimare, să-i permiți cuiva, oricine ar fi el, să facă apologia unor oameni, nu știu, care au susținut regimul Antonescu. Este inadmisibil. Înseamnă că ceva nu funcționează la autoritățile statului. Este fie dezinteres, cum ne spunea Liviu mai devreme, da? Adică efectiv e ultima lor problemă, deși observăm că este o chestiune recurentă și care ne afectează efectiv, iată, o parte din, nu știu, cei care sunt, fac parte din mișcarea antivaccin, reclamă dictatură de inspirație nazistă. Înseamnă că încurajând astfel de discursuri, că sunt din Academia Română, că sunt de la tribuna Parlamentului, practic le dai apă la moară unor oameni care presupun că poate nu au nici educația necesară. Și uite, ajungem în punctul în care efectiv blocăm un întreg sistem instituțional, blocăm accesul la educație pentru elevii din România, tocmai pentru că autoritățile n-au fost în stare să sancționeze la timp aceste derapaje. Uite, mai am o curiozitate. Oricum, scuze că te întreb, legea adoptată acum, proiectul de lege pentru introducerea studierii Holocaustului în România, nu va avea un rezultat concret atâta vreme cât în același timp nu sunt sancționați aspru cei care propagă discursul în continuare. Absolut. Și să știi că eram chiar în punctul în care te întrebam, voiam să te întreb dacă este suficient că a fost adoptată această lege. M-am bucurat, recunosc atunci când am aflat de lucrul ăsta, dar stau și mă întreb dacă e suficient. E destul că s-a întâmplat asta? Pentru că dacă, știi, la noi la români există tendința aia a formelor fără fond. Și practic faptul că am semnat niște hârtii și am aplaudat și gata, ne-am bucurat, s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat nimic. Va trebui, din punctul meu de vedere, să ne gândim cum îi pregătim pe profesori, pentru că vorbim despre toți profesorii de istorie care predau în liceele din România, cum îi pregătim, cum le asigurăm accesul la cursuri de calitate prin care chiar să înțeleagă cum să predea tematica asta a Holocaustului. Și în al doilea rând, spuneai foarte bine mai devreme, cum coroborăm lucrurile astea care se întâmplă în școli cu ceea ce se întâmplă în spațiu public? Ce se întâmplă în școală, ce să zic, mare parte e responsabilitatea mea ca profesor, ce discurs am în fața elevilor. Numai că o să mă simt cu mâinile legate atunci când în spațiu public apar diverse personaje care susțin că trăim într-o dictatură medicală de tip nazist. Exact. Roxana, dă-mi voie, te rog să revenim puțin la Liviu. Liviu, mai ești cu noi? Da, bună seara. Bună seara dumneavoastră și invitate dumneavoastră. Bună seara. Te ascultăm. Aș vrea să fac o precizare și am impresia că de foarte puține ori am auzit efectiv la radio și la televizor lucru pe care eu vreau să-l scot în evidență. Și anume faptul că istoria României are foarte, foarte multe pete rușinoase care au ajuns să fie tabu, nediscutate nici la nivel academic, cu atât mai puțin în școală, cu atât mai puțin să fie predate elevilor, în așa fel încât istoria să fie cu adevărat înțeleasă și în așa fel încât noi înșine românii să știm cu ce ne-am confruntat și cine suntem cu adevărat. Păi și cine ne-am împiedicat facem asta până acum, Liviu? Haideți să vă dau un exemplu concret la ceea ce aveam eu în minte. Toată lumea blamează pe Antonescu și regimul lui. Dar Antonescu și regimul lui, în contextul politic european de atunci, nu prea avea mult de ales.
Asta nu înseamnă că vreau să-l descurc cu ceva. Dimpotrivă. Până la Antonescu au fost cel puțin alte două generații de antisemiti care au avut acces la lumea culturală din capitala României, care erau profesori, care erau scriitori, care erau poeți, unul dintre ei chiar și Eminescu, care nu spunea altceva decât jidan și ovrei. Deci este un lucru care s-a perpetuat de-a lungul istoriei României și a fost extrem de bine tolerat, inclusiv în perioada interbelică, și bineînțeles tot a culminat cu Holocaustul de la 27, pe care noi îl sărbătorim la 27 ianuarie. Îl comemorăm, îl comemorăm. O altă fatură și noastră pe care istoria României o are și nu o discută sau este un subiect la fel de tabu, este faptul că am ținut în sclavii romii peste 500 de ani. Nici de chestia asta nu vorbește nimeni. În schimb, avem proverbe în gură pe care le pronunțăm destul de des, tenești ca țiganul la mal. Evident. Unde puțină lume știe ce presupunea a fi înnecat un țigan la mal. Când îi se propunea libertatea, traversând un râu cu mâinile legate la spate și bineînțeles că n-ar fi ajuns niciodată. Astea sunt pete care ar trebui efectiv să fie discutate. Astea sunt lucruri care nu ar trebui să mai fie tabu în 2021. Sunt și absolut de acord. Sunt absolut de acord și îți mulțumesc. Da, îți mulțumesc, Liviu, că ai intrat în direct cu noi. Roxana, iată exemple, iată reflexe, metehne, practici pe care le ducem cumva inconștient, le transmitem copiilor și iată, nu doar în calitate de profesori, poate și de părinți, poate de, nu știu, membri ai comunității, ne ascultă copiii atunci când avem, uite, niște reflexe de astea, niște expresii care cumva induc inconștient ideea asta de discriminare. Da. Am mai reținut ceva din intervenția primului ascultător. A zis ceva că n-ar fi nevoie chiar așa de o lege, că până la urmă ce? Nu poate profesorul să vorbească? Se discută lucrurile astea. Păi e aceeași chestie cum e și cu educația sexuală. De ce e nevoie de o nouă materie? Ce nu poate să discute la biologie? Da, foarte adevărat. Că nu se discută. Nu ce se discută. Nevoie de și avem o lege. Suntem iar olimpici la ceva dramatic. Exact, la, minori însărcinate. La minori însărcinate. Nu e suficient. Nu știu dacă adoptarea unei legi soluționează problema, dar e un pas important până la urmă. Absolut de acord. Îți mulțumesc tare mult, Roxana, mulțumesc pentru prezența în studio și ascultătorilor care au intrat în direct cu noi. Vă salut și ne reauzim săptămâna viitoare, marți, de la aceeași oră, în Piața Victoriei. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.